Deci, domnul Bunea, jocul național feminin nu este atât de rău, dar lipsesc rezultatele, din păcate. Care ar fi cauza? Fetele au fost marcate de eșecul cu Andorra sau care ar putea fi? Da, într-adevăr, eu nu am la fete pretenții ce ține de motivație, de dorință, de angajament. Deci aici nu pot să spun nimic, dar apar niște întrebări sau niște momente, să spunem așa, ce ține de atenție, de concentrare, de momentele astea care, spunem așa, că ne aduc la ceea că luăm goluri din greșelile noastre, asta mai mult mă deranjează. Lucrăm la acest capitol, sper cât mai curând, chiar cred că în jocul de mâine, de acum vom încerca să fim mai buni. Dar asta e situația la moment, asta e ceea ce avem. Pot să afirm chiar că la moment, eu cred că noi ceea ce avem în selecționat sunt adunate cele mai, spunem, bune jucătoare care le avem noi în Moldova. Nu menționez, sunt fete care joacă peste hotare, sunt fete care joacă în campionatul Moldovei. Dar eu încă o dată vă spun că noi, la moment, în selecționat sunt adunate cele mai bune fete. Eu trag nădejde în ele și sper mâine să ne ridicăm la nivelul cerințelor și să facem un meci bun. Care sunt punctele forte ale echipei noastre și cum ne concentrăm pe valorificarea acestora în meciul de mâine? Dacă vorbim de punctele forte, mi-e greu deci, să menționez ceva. Vreau pur și simplu să spun că astăzi, dacă spunem așa, avem un schimb de generații. Avem foarte multe fete tinere. Și pentru mine, eu cred că asta e un punct forte, că avem fete tineri, mai ales avem portarul de 16 ani, avem doi fundași centrali de 19 ani, avem și fete cu experiență, gen Clava Chiperi, Anastasia Toma, Carolina Țabur, Colesnicenco Nădejde. Deci sunt fetele, spunem așa, jucătorii cheie pentru mine la moment, pentru noi, dacă să vorbim despre staff, care ar trebui să facă diferența și noi totuși sper în aceea că mai ales pe faza de atac, ținând cont de calitățile care are Clava Chiper, care are Carolina Țabur, sunt două atacante cu calități, cu viteză, cu dribling, cu finalizare, dar vedeți care e problema, că atacanții sunt niște jucători dependenți, deci ca să le spunem așa și scos la iveală calitățile lor, trebuie să le aduci mingea la ei. Și asta e problema. Mai greu la posesie, mai greu la construcție. Aici avem de suferit și la asta lucrăm. Totuși eu cred că, cum am mai spus, că la moment noi suferim mai mult din cauza... Noi practic toate trei meciuri care le-am pierdut, spunem așa, din tur, în Liga Conferințelor, deci le-am pierdut pe greșelile personale. Și asta e o problemă. Deci pentru mine e o problemă să ajung cu cerințele mele, cu strategia noastră care o avem noi, că noi nu trebuie să luăm goluri din greșeli proprii. Asta e problema și eu sper meci cu meci, totuși să rezolvăm aceste momente. Ce măsuri veți întreprinde pentru a remedia problemele din defensivă? Vă dați seama, în primul rând am luat niște goluri. Chiar vă spun eu, am făcut analiza, ne-am uitat cu fetele împreună, niște goluri din greșeli individuale, din neatenție, din lipsa concentrației, două din fază fixă, două nu am reușit să ne reorganizăm după pierderea mingii. E foarte greu în 2-3 zile cât avem noi cantonamentul să schimb ceva, mai ales în plan individual. Deci în cazul unii organizări, spunem, de echipă, de grup, încă poți lucra. La moment când v-am mai spus că sunt jucătoare care calitățile astea lipsesc și e greu să se implementeze, dar lucrăm la acest capitol și eu sper că aceste trei meciuri care le avem, deci Letonia acasă, Malta acasă, Andorra în deplasare, am vorbit și ieri cu fetele, deci noi ne-am pus ca obiectiv, trebuie să scoatem puncte. Pentru noi asta e important. Rezultatul, cum a spus dumneavoastră, că uitați-vă că nu jucăm rău, că e bine, da, dar rezultatul lipsește. Asta e problema noastră. Lotul este complet, știu că am adunat câteva cartonașe care ne vor fi fete lipsă mâine. Deci, în comparație cu Letonia în deplasare, deci n-am putut să folosim pe Iulia Colnic,
pe Valeria Vârlan, deci ambele au fost Valeria cu accidentare, Colnic a făcut febră, deci nu ne-am putut folosi. La moment am avut probleme, spunem așa, cu Veronica Cojuhari, dar după câte am înțeles de la staful medical, totul e bine. Toate fetele sunt sănătoase. Unicul moment nu vom putea folosi-o pe Sivolobova, Anastasia, cu părere de rău. Pentru mine, care văd eu plusul, că noi am reușit până la moment, spunem așa, să stabilim acel primul 11, care, spunem, de bază pe care ne putem baza, e foarte important, deoarece, practic, 3-4 meciuri de când am venit, era nevoie să cunosc fetele, să văd care sunt punctele lor, care sunt calitățile, spunem, forte, dar care... pentru mine era foarte important momentul ăsta. La moment, în principiu, noi am ajuns în situația când avem clar, spunem așa, 11-12 fete care la moment se ridică la nivelul cerințelor și ne bazăm foarte mult pe ele. Cum evaluați progresul echipii în cele 3 runde când ați ajuns selecționerul național feminin? Știți ce mă depășește mult? Că în primul meci cu Muntenegru am reușit să aducem o victorie 2-1. După ce, practic, am făcut un meci destul de bun cu Andorra, dar iar am luat 2 goluri din nimica. Eu cred că cine s-a reușit, în primul rând, că avem un colectiv. Avem o, cum să vă spun, avem o atmosferă constructivă și liniștită în echipă. Asta, spunem așa, ne dă încredere în ceea ce facem. Plus la asta, de-aia v-am mai spus că fetele au înțeles ce avem de făcut. Îmi pare foarte mult, îmi pare bine că ele cred în ceea ce facem. Asta mult înseamnă. Deci ele au înțeles ce vrem de făcut, cred în ceea ce facem și încă o dată chiar sper să fim și mai buni de la meci la meci. Eu cred că meciul ăsta în Letonia a fost o, spunem așa, un duș rece, măcar că nu ne-am așteptat, dar asta e fotbalul până la urmă. Vă dați seama, poți să ieși, să fii pește adversar, dar, cum v-am mai spus, niște greșeli, niște lipsă de concentrație, de atenție, aduce la cei la cine a adus. Ce mesaj aveți pentru suporteri, având în vedere perioada mai dificilă care trece Naționala? Perioada mai dificilă e mai de mult la Naționala Moldovei, nu de când a venit domnul Bune. Deci eu, în primul rând, vă dați seama că eu înțeleg și dezamăgirea suporterilor. Mulți vreau victorii, mulți vreau... Aici, pentru a da, spunem, o notă, trebuie să fii implicat în fotbalul feminin ca să înțelegi unde suntem noi acum. Deci noi, pentru a aduna puncte, noi trebuie să facem ceva asta. Da? Noi încercăm să facem. Și normal că este nevoie de răbdare. Dacă poate cineva crede că cu venirea domnului Bunea se va schimba brusc ceva la Națională, eu nu sunt magician, vă dați seama. Având, încă o dată vă spun, experiența care am avut-o timp de 3 ani la Națională, fiind pe... atunci cu domnișoara Stețenco. Da, am experiență, spunem așa, dar este nevoie de timp dacă vrem să schimbăm ceva spre bine. Și atunci unicul mesaj ar fi răbdare. Eu sunt crezut în toate fetele care le avem. E normal că posibil să fie și schimbări. Am încercat mă uit meciurile campionatului Moldovei, care sunt din ceea ce am văzut Liga Campionilor, care s-au petrecut la noi în Moldova. Deci, permanent suntem, spunem așa, pe fir, să încercăm să vedem, poate chiar vom face o întâlnire cu antrenorii, să auzim care am în vedere antrenorii cluburilor din Moldova, care e sugestia lor, cum văd ei situația, cum au nevoie de ajutor, au nevoie de ceva în ce privește anume. Vorbesc de planul de pregătire, da, de... Asta ar fi cam așa. Și care sunt așteptările dumneavoastră de la jucătoare și în meciul de mâine? Cum credeți că ele pot face? Așteptările sunt, noi trebuie să batem. Trebuie să ieșim. În primul rând, să avem încredere, să avem personalitate. Asta mult înseamnă. Noi, nu știu de ce, dar suferim luând primul gol, nu mai zic de al doilea gol, gata, cedem. Asta tot nu-i bine, asta e plan mental, lucrăm la acest capitol. Ca fetele să aibă încredere și să, până la urmă,
până la urmă să fim în teren, să fim conectate la joc și să ne dăm seama că fotbalul până la urmă e o joacă. Și trebuie să credem permanent în ceea ce facem. Altfel, dacă nu avem încredere în ceea ce facem, n-are rost. Domnul Bune, avem ceva schimbări în lot? Da, până la urmă ne reușit să o convocăm pe Margarita Panova, portarul nostru, care, cu părere de rău, n-am putut să o folosim în aceste trei meciuri ca portar. Are experiență, deci este în fotbal din selecționatele U15, U17, deci sper să fie un ajutor pentru noi, pentru echipă în primul rând. Sper chiar de acum, deci e de azi, e cu noi împreună, deci are și ea un moral pozitiv, spunem așa, este gata să fie cu noi, să ne ajute și sperăm să ne fie de folos. Dar cum vă mențineți reciproc și vă susțineți în vestiare și pe teren pentru a vă păstra încredere în ciuda rezultatelor mai puțin favorabile? Ne încurajăm una pe alta, mereu vorbim între noi și încercăm să luăm de la zero, chiar dacă rezultatul e negativ sau pozitiv. Încercăm să dăm totul și cumva să readucem rezultatul pozitiv în timpul meciului. Aspectele pe care crezi că echipa trebuie să se concentreze mâine pe teren? Să ieșim, să jucăm simplu, în fotbal, să fim un colectiv, să vorbim și totul depinde de noi. Cum vei contribui personal? Eu o să dau totul, o să dau și mai mult în meciul ăsta. O să fac tot ce ține de mine ca să nu scape niciun jucător și sper să fie cu folos. Anastasia, care sunt obiectivele tale personale și ale echipei pentru ultimele meciuri? Obiectivele mele personale, în genere, pentru toate meciurile, la fel și meciul de mâine, este ca să ies în teren, nicât în faptul chiar din primii 11 sau la rezervă. Eu mereu sunt gata să ajut echipa, să joc cât mai simplu, pentru că totuși asta se cere de la noi, să nu complicăm lucrurile în teren și să fim o echipă cât mai unită. Acum că s-a alăturat de noi un portar cu experiență, Rita Panova, eu cred că o să ne ajute foarte mult și ne așteptăm toate la un rezultat pozitiv. Cred că am lucrat suficient chiar și zilele acestea, după meciul acesta care a fost mai greu, dar o să sper că mâine o să reușim și o să aducem un rezultat pozitiv. Cum vă gestionați moralul? Moralul nostru se gestionează simplu, noi mereu ne susținem, ne încurajăm. Avem de spus unele la altele, chiar și în momente pozitive sau negative, nu ne dăm într-o parte. La fel avem și stafful care este alături de noi. Am reușit să construim o echipă, un colectiv și cred că asta ne ajută și în teren. Nu contează, pierdem sau câștigăm, dar nu o să lăsăm niciodată capul în jos. Și o să mergem să tindem spre ceva mai bun, să avem rezultate pozitive, cât pentru noi, atât și pentru suporteri, ca să le fie interesant să privească un meci frumos.